ești o persoană intenționată care simte că scopul vieții este ceva mai mult decât o existență simplă, obișnuită. Ești aproape sigură că Universul ți-a pregătit un destin special și numai tu poți rezolva acest mister. Calea pe care o alegi poate duce la autodizolvare spirituală sau la serviciu în beneficiul societății. Nu contează care aripă politică o sprijini, convingerile tale continuă să depășească orice este acceptat în general. Ești fascinată de extreme și, prin urmare, ai idei foarte originale, uneori nerealiste despre cum să îmbunătățești lumea. Tu încerci să ții pasul cu vremurile. Indiferent de opiniile pe care le ai, liberale sau conservatoare, acestea sunt progresive. Tu știi cum să faci o carieră. Tu vezi lumea ca ceva deja împlinit, ca un loc unde cei mai puternici supraviețuiesc. În privat, totuși, știi să te relaxezi. Este o mare plăcere ca tu să-ți împărtășești ideile și gândurile cu prietenii sau familia și să-ți exprimi fanteziile, dar cu o singură condiție, să nu fii ridicolă. Indiferent de activitățile tale, talentul pe care îl folosești este intuiția ta, ceea ce te ajută adesea să faci pașii potriviți. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: inspirație, curtoazie, religiozitate, credință, liniște, simpatie, sensibilitate. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine, totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia? Te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii. Așa că ar trebui să fii atentă, sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de critică, precum și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. Încă din copilărie ai simțit scopul tău special, adesea sensul spiritual, misiunea ta specială, vocația ta de a dezvălui unul din secretele vieții. Aceste lucruri nu este surprinzător pentru tine. Tu nu te simți ca oamenii obișnuiți și nu ești așa. Chiar ideile tale pentru transformarea lumii și îmbunătățirea vieții sunt extrem de neobișnuite. Din păcate, acestea adesea nu sunt viabile datorită idealismului excesiv. Tu iubești toată omenirea, pe care încerci sincer să o faci bine, persiști în atingerea scopurilor care nu sunt complet clare, tu aproape întotdeauna te uiți la această lume dintr-un unghi neobișnuit. Ești de obicei conștientă de faptul că dacă rămâi în urmă, alții te vor depăși. Cu toate acestea, perspectiva neatractivă de a vedea spatele altcuiva în fața ta nu se potrivește cu tine deloc. În același timp, ești gata să intri în jocul adversarului, deoarece împingerea altora cu coatele nu face evident parte din regulile tale. Tu știi că mai devreme sau mai târziu, vei atrage atenția și vei merge mai departe.
Indiferent dacă o astfel de presupunere este corectă sau nu, depinde de mediul în care lucrezi și, în multe privințe, de cultura personală. Dacă deții propria afacere, înseamnă că ți-ai dovedit deja talentul incontestabil pentru a vedea oportunități ascunse și pentru a le folosi cu pricepere. După ce ai obținut independența, nu dispui de mijloacele necesare pentru a o susține. Apropo, poți deveni un jucător moderat de noroc, deoarece ești suficient de curajoasă pentru a-ți asuma riscuri și destul de înțeleaptă pentru a evita greșelile prostești. O altă caracteristică a personajului care te ajută bine este gustul. Tu nu numai că simți instinctiv ceea ce este bun și valoros, ci poți afla rapid ceea ce face ca ideile să merite, adică, dacă sunt cu adevărat necesare și obiective. Tu ai putea alege ceea ce cred alții ca fiind fals și ieftin, dar așa cum se va dovedi mai târziu, acel fals are cea mai mare valoare. În calitate de membru al familiei, te găsești invariabil în centrul evenimentelor, unde trebuie să iei decizii care afectează viața copiilor și părinților tăi. Cu toate acestea, ar trebui să fii atentă la antagonism și răzvrătire din partea celor care doresc să aibă mai multă libertate și independență. Poate că ar trebui să fii mai atentă deoarece controlul prea strâns asupra oamenilor apropiați este o modalitate sigură de reproșuri și infracțiuni care scurtează viața. În cele din urmă îți vei da seama că alții au același drept de vot ca și tine însăți. Nu ești similară cu alții nativi din pește având astfel de calități. Ești hipersensibilă, feminină, intelectuală, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicile tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 11 martie soarta ta? Tu încerci să ții pasul cu viața și să fii întotdeauna conștientă de toate evenimentele. În inima ta, poți avea opinii conservatoare asupra vieții și poți fi atașată la tradițiile și obiceiurile poporului tău, dar îți ajustezi mereu acțiunile la realitatea din jur. Tu reușești cu ușurință un succes semnificativ în munca ta. Viața pentru tine este o arenă de luptă în care cei mai puternici supraviețuiesc. Doar cu familia și prietenii îți poți permite să te relaxezi și să nu vezi semnificația ascunsă în fiecare cuvânt vorbit. Ești mereu mulțumită să împărtășești planurile tale cu cei dragi, în procesul de discuție, poți fi vizitată de idei de succes, deși ești întotdeauna bântuită de teama de a părea ridicolă. În toate întreprinderile tale folosești intuiția. Întotdeauna ți se pare că dacă te oprești pentru o secundă, cei mai de succes rivali te vor depăși. Să fii în umbra cuiva și să fii mulțumită de celelalte roluri? Consideri absolut inacceptabil pentru tine însăți. Deși metodele crude și ostile deschise nu -ți sunt specifice, poți încerca să răstorni un concurent. În sufletul tău, tu speri că meritele tale vor atrage atenția asupra ta și va veni ziua în care vei fi răsplătită. Posibilitățile reale ale unei astfel de perspective depinde de domeniul tău de activitate, precum și de calitățile tale personale. Dacă ai dobândit propria ta afacere, înseamnă că intuiția te-a ajutat să prezinți opțiunile evenimentelor în curs de dezvoltare și ți-a adus succes. După ce ți-ai dovedit independența, vei încerca cu toată puterea să o susții pentru a nu reveni la starea ta anterioară. Poți deveni dependentă de jocurile de noroc, deoarece ești destul de disperată pentru a-ți asuma riscuri, dar întotdeauna știi când să te oprești. Ai un bun simț al frumuseții. Tu simți valoarea obiectelor instinctiv, iar perspectivele noilor proiecte sunt determinate dintr-o privire. Uneori, acțiunile tale nu pot fi înțelese de ceilalți și pot părea complet lipsite de sens și numai ulterior se dovedește că acest lucru a fost absolut logic și justificat. Pretențiile față de sine și capacitatea de a te controla pe sine sunt trăsături distinctive ale tale.
În viața ta personală, trebuie adesea să iei decizii cu privire la părinții și copiii tăi. S-ar putea să existe un dezacord cu unii dintre membrii familiei tale, care sunt independenți și neascultători. Tu trebuie să ușurezi puțin presiunea asupra familiei și să le oferi rudelor mai multă libertate pentru a evita scandalurile și situațiile de conflict. Tu trăiești în prezent și contribui întotdeauna la introducerea de idei progresiste către mase. Tu percepi viața ca un inel, unde spațiul este doar forță și luptă. Foarte muncitoare, ești capabilă să faci o carieră. Este foarte important ca tu să nu fii ridiculizată. Este foarte important să fii luată întotdeauna în serios, chiar și atunci când ești naivă, împărtășindu-ți gândurile și roadele imaginației tale violente. Intuiția ta rară șuează. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație strânsă, ești senzuală și pasională. Fiind o romantică autentică, te bucuri de ritualurile de curtare și îți place să ai grijă de tine însăți. În anii tinereții, cu siguranță vei fi supraviețuit mai mult decât unui roman, totuși, după ce vei fi găsit sortitul, vei deveni un partener credincios și loial pentru el. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum Berbecul, Gemenii și Leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Tu înțelegi nevoia de luptă și de putere. Nu îți place să stai în coadă, dar nu dorești întotdeauna să lupți, ceea ce este natural pentru o fire contemplativă care iubește pacea. Cel mai adesea, tu încerci să aștepți până când rivalii te depășesc, iar apoi, cu ajutorul intuiției, după ce aștepți momentul potrivit, iei cu fermitate inițiativa. Principalele tale avantaje sunt sentimentul momentului potrivit și carisma ta, cu ajutorul cărora îți reformulezi obiectivele. Tu vezi perfect esența lucrurilor și poți folosi această cunoaștere în avantajul tău. Cu această abilitate, îți poți dezvolta activitatea. A dezvolta potențialul la ceva este abilitatea ta excelentă. În afaceri, adesea prezinți o înțelepciune neașteptată, de exemplu, tu poți juca pentru bani, dar ești rezonabilă și rece, prudentă, fără a cădea în capcana emoțiilor sau într-o cursă nebună pentru profit, în care poți pierde totul. Tu iubești riscul moderat, dar numai dacă ai destui bani pentru acest capriciu. Independența financiară este extrem de apreciată de tine. Tu trebuie să lucrezi la capacitatea ta de a genera astfel de idei care ar fi utile în viața practică și pot fi într-adevăr încorporate, și nu utopice sau impracticabile din diverse motive. Talentul tău disponibil este un pariu pe idei slabe și aparent perdante, care, totuși, mai târziu intră în fluxul general și devin populare. Aceasta este o calitate indispensabilă pentru promovarea afacerii tale. Sănătate și boli. Tu acorzi o mare importanță aspectului și impresiei făcute de tine. Ai grijă de tine însăți, acorzi o mare importanță sănătății părului, dinților, pielii și unghiilor. Cheltui pe produse cosmetice scumpe, vitamine și suplimente alimentare. Poți fi un bucătar excelent, pregătești nu numai mâncăruri gustoase, ci și frumoase, creând capodopere reale și ești potrivită pentru gătit ca și pentru creativitate. În ceea ce privește dieta ta, atunci, fără abuza, poți mânca totul. Este necesar doar să limitezi consumul de zahăr, unt și brânzeturi. În sport, încearcă să eviți concurența și să te concentrezi asupra efortului,
acordând o atenție deosebită calității performanței și procesului propriu-zis. Ești mereu perfect pregătită, ceea ce te ajută să primești oaspeții, oamenii potriviți sau doar pentru a-ți mulțumi gospodăria. Percepția ta estetică asupra hranei și a ideilor despre gătit ca întreg este foarte dezvoltată. Soarta și norocul. Te-ai născut cu abilități diverse. Universul te-a înzestrat generos cu numeroase talente. Nu ar trebui să-ți împrăști energia și puterea pe deșeuri în zadar. Alegerea ceea ce îți place, trebuie să-ți îndrumi abilitățile și energia spre binele tău, făcând bine, aducând binefaceri sufletului în această lume. Urmând calea bunătății și dezvoltării, vei putea să atingi orice înălțime în viață, să devii fericită și să ai succes. Sfaturi pentru tine. Avantajul tău, fără îndoială, este că ești foarte exigentă și capabilă de autodisciplină. În familie, ocupi de obicei poziția de conducere și poți suprima în mod activ tentativele de rezistență și rebeliune. Totuși, ar trebui să fii mai atentă cu oamenii apropiați, în caz contrar disputele permanente la domiciliu și stresul care te urmărește nu poate fi evitat. Învață să iei decizii bazate pe compromisuri și concesii reciproce și asigură-te că asculți sugestiile tuturor membrilor familiei. Amintește-ți că acestea sunt opiniile oamenilor cu adevărat dragi pentru tine, chiar dacă la început îți pare că o persoană în vârstă sau un adolescent prea tânăr vorbește un nonsens. Ai înțelepciunea de a asculta și de a lua în considerare chiar și o astfel de opinie atunci când iei decizii. Aprofundează-ți gândurile și sentimentele. Nu te îngrijora în privința țelurilor mai greu de atins. Pune mai multă energie în dezvoltarea spirituală. Nu te teme să lași lucrurile să decurgă de la sine. Stabilește-ți nu numai obiective materiale, dar și obiective duhovnicești. Găsește puncte de contact între lumea exterioară și conștiința ta. Dând altora mai multă libertate, te vei elibera. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Un dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.